Doamnelor și domnilor, asta e zeama lui, Schizo Skills. Bună seara! Voi, el e Alibaba și voi, și cei 40 de... Cine și-a pierdut... Eu vreau numai aur! Aur! Ăsta e argint! Nu mai vreau metalic! Cineva și-a pierdut argintul, tu? Stăm aici așa. Hai să ne așezăm pe scară. Stai aici, așa, să aduc prima dată ce ți-am adus, da? Mi-ai adus frumos? Ți-am adus niște zeamă direct de pe site. Bună seara! De pe shop, de la mine. Uite, asta e cu... În caz că ai de gând să faci vreun jaf armat. Cele mai bune lucruri în viață sunt gratis. Jaf armat. Frumos. Și o șapcă cu zeamă. Am tot felul de mesaje, mai puțin sau mai mult. Am văzut pe tricourile. Uite, de exemplu, dacă era simplu, o făcea toată lumea. Munca bate skill-ul, că nu uitați niciodată că munca bate skill-ul. Uneori trebuie să dai unfollow la oameni și în viața reală, corect? Dealerul local. Tare. De muzică, de ce vrei tu, de dans, dacă nu ajung la fix, mai așteaptă un pic. Made in România. Sunt mai multe, dar nu sunt aici. Și tu ai una cu zeamă, da? Ca să știi treaba, bună? Șapca mea cu zeamă. E cu zeamă. Hai să ne așezăm. Ne faceți un pic un loc, două locuri. Facem. Acolo, în fața... Două locuri înseamnă să încăpem doi. Exact. Hai, vino aici în față. Stai tu. Așa, stai tu în față. Hai, stăm aici. Ia un pic, lasă-mă, te rog, să... Noi suntem un pic mai mari decât voi. Ce visai să ajungi tu când aveai vârsta? Cine e cel mai mic dintre voi? Cel mai mic? Câți ani ai? 10. Ești foarte tare. La 10 ani ce visai? 10 ani. Ce visam? La 10 ani eram deja fan Michael. Fan Michael Jackson. Pentru mine Michael Jackson a fost. Și încă este sita prin care fac numărul totul. Uh-huh. Da, nu, sita prin care trec tot. Adică eu sunt rapper, dar la bază sunt un rapper cu... Oricum de afară, cam asta e baza la toată lumea care înțelege ceva despre muzică cu adevărat. Adică Michael și Prince sunt două nume mari. Voi l-ați văzut vreodată pe Schizo Skills făcând moonwalk-ul lui Michael Jackson? Nu l-ați văzut niciodată? Te rog să le arăți. Mamă, îți dai seama că mă pui să le arăt niște la unor dansatori cum dansez eu, care sunt gen... Am o vârstă, dar poți să încerc. Hai că pe Michael Jackson ești, ești treabă. Hai să încerc. Hai, Schizo! Asta făcea Schizo la 10 ani? Are zeamă? Are zeamă. Bine, Schizo! Frumos! Îți dai seama, m-am simțit acum ca în, pe vremuri când mă punea maica mea să dansez în sufragerie. Gen, da, pentru, arăți, pentru veneau tot felul de vecine și zicea stai să-l aduc pe copilul meu să vezi cum dansează Michael. Și eu eram gen... Hai, mami, bine, în același timp... Dar cine din familie ți-a făcut cunoștință cu Michael Jackson? Cine ți-a... Văzusem o reclamă. Era reclama aia la, nu știu dacă pot să zic... La băutură. La băutură, răcoritoare. Așa. Carbogazoasă. Și am zis, cine-i... Tipul. Era mult, nu mi se părea om. Și nu mi s-a părut niciodată om, sincer, Michael. Și visele tale de la 10 ani care erau? Păi când l-am văzut pe el, am vrut să fiu ca el. Adică să fiu ca el. Toată lumea limita. Adică era o chestie universal valabilă. Nu cred că eram eu special că îmi plăcea Michael. Toată lumea îi plăcea Michael în perioada aia. Nu că e ca și cum zic eu o poveste care cer mă, wow, chiar am pe bune. Am văzut o poveste pe net în care tu povesteai cum da. În copilărie nu aveai... îți doreai să ai sneakers. Da. Păi, foarte târziu, știi, vin vremuri, Adidas, mi-am prins vremurile alea, foarte, nu existau Adidas original și eu prima pereche mi-am luat-o la 18 ani, gen, adică cumpărată și era cu două numere mai mari. Și copilăria în ce ai făcut-o? Cred că... În ce încălțe? Tubioșenii din alea. Bon de... Times? Ștruț. Ce? Ștruț. Struț. Da, nu știu, niște nume care nu existau, erau doar niște Adidas care imitau niște Adidas. Și acum câte pereche? Multe. Trebuie să vedeți un clip, se numește Adidas Molți și mi-arăt toată colecția, e pe YouTube. Cred căutați. Că pe ăsta l-am văzut. Stau în cadă cu Adidas și exact. Este un proiect care l-am făcut cu Dacă iar. Dacă n-am cu... avut când eram mici? Băi, eu, ce să zic, eu știu că exagerez. Mi-au tot ce n-am avut și la mine în mansardă, unde e studio acum, am numai statui cu Star Wars, figurine, șepci, măști și îmi dau seama că undeva mi-a lipsit Vine ceva. Din copilărie. Și ce ți-a mai lipsit din copilărie? Nu știu, acum nu vreau să mă plâng. A fost bine, mama a făcut să fie ok. Că era doar, eram eu cu mama și cu bunii și cu adică bunicul. Adică tu ești băiatul mamei. Da, nu, tata n-a fost aproape. De-aia pentru mine Michael a fost adică pentru mine a fost tată, știi. N-am avut aproape un tată. Nu m-am gândit la chestia asta. Tata a umblat teleleu, culmea. Eu am vorbit cu piesa aia, dar tata a umblat teleleu mai mult decât mine. Dar tu nu ești un teleleu. Ba da, sunt în Timișoara, eu sunt din Timișoara și sunt aici de Sântelele. În descrierea contului tău de Instagram scrie Dar stai că s-au schimbat vremurile. Full time daddy.
S-au și part-time rapper. S-au adică... schimbat vremurile, eu mi-am schimbat statutul, să nu uit, sunt de când fac muzică, de 13 ani, din 2005-2006, okay, când a ieșit. Și e normal că nu mai sunt ca atunci, știi? Deși unii ar vrea să mai fiu așa. Adică nu mai s-au schimbat vremurile. Tu ai familia vremurile pe care ai visat-o când erai da, mic, ai împlinit-o tu. Da, și poate că eu sunt așa tătic din cauza că n-am avut, știi? Și probabil că de asta am vrut să... Poate că epatez, știi, adică sunt mai mult, pentru că nu știu, așa n-am avut și nu știu cum e să știi, și așa e, așa cum, știi, cum aș fi vrut eu să fie, probabil, nu știu. În fine, apropo de Michael, am câștigat atunci, o perioadă la 12 ani, am câștigat un bilet la concertul, când l-am imitat, la concertul lui Michael din 92. Da, a fost în 92 și a fost și în 96. Cine l-a pierdut pe Michael acolo în perioadă, tu nu l-ai văzut niciun, nu l-ai prins? Nu l-am văzut niciodată, eram departe, la Baia Mare. Ah, ok. Păi, eu am venit de la Timișoara. Ai venit de la Timișoara? Da, eram foarte mic. Foarte eu m-am mutat mic, în... Mic. A, sunt mai mare ca tine. Cred, nu știu. Okay. Nu eu pare. Sunt 80. 81. A, suntem da, pe acolo. Suntem pe acolo, da. Dar sunt vremuri, nu știu, putem vorbi o grămadă despre asta, dar îți dai seama, nu știu despre ce să zic mai bine. Uite, poze cu Sammy. Uite, hai să ne întoarcem la familia ta, la full-time daddy, cum scrii tu pe Instagram. Păi asta sunt mai mult. Câți ani are Sammy acum? 3 ani și o lună. Și e tot ce puteam să-mi doresc, adică... Familia e tot ce vrei mai mult decât o familie, nu știu. Despre asta e vorba în viață, mi se pare că rest sunt detalii. Cine n-a văzut clipul să caute, am făcut o piesă care se numește cel mai tare hit. Și mi-am dat seama... Îl vedeți în fotografii. Mi-am dat seama că despre asta este vorba, de fapt, în viață. Nu știu, tot... Ok, ne plac multe chestii. Ne plac, dar până la urmă tot aduce la chestia asta de final, știi? Ce ai făcut? Până la urmă trebuie să faci o familie, că revenim la basics, știi? Dar cum a fost trecerea asta de la, mă rog, rapper, artist, burnac? Nu mai îmi spune rapper, că unii rapper se supără. Ok, artist. Eu glumesc, îmi place să mă amuz. Dintr-o dată te-ai îndrăgostit și ai făcut o familie. Da, poate că e mulți, nu știu, li se pare că lumea te judecă după aspect și nu se așteaptă că e băiatul tatuat, rapper, să fie atât de dedicat ca și tată. Dar mi se pare că așa ar trebui să fie fiecare tată, nu știu. Nu știu, eu așa văd. Dacă, mie mi se pare că rapperii sunt niște super tătici, nu știu dacă ați mai urmărit rapperi. Pentru că suntem foarte copii. Deci toți sunt super, super dedicați ca sunt. Posibil super că pentru acolo, că suntem foarte, nu știu, copii așa, suntem niște copii mai mari care îți dai seama cât... Eu sincer, eu cum sunt acum, mă văd și peste 10-20 de ani. Adică nu e ca și cum eu asta sunt, asta așa, nu, și probabil că este amuzant pentru copii. Știi, uite, băi, e trepetat, are pantalon. Dar îmi place că toată viața voastră este... E o joacă, așa cum spui tu. Dar toată viața ar trebui să fie o joacă. Nu știu, dacă e lucrurile prea în serios. Inclusiv că... cum ai cerut-o în căsătorie pe... Păi știți pe povestea? Adică știți așa... La un moment dat am citit-o. Mamă, deci a fost foarte... Eu îmi pregătisem să fac liceul la maxim, să iau inelul și să-l dau în turn. În turnul Eiffel, scuze, da. Doar nu în turnul combinatului din Baia Mare. Și? și am pierdut avionul. Ok. Și când în momentul în care am văzut că am pierdut avionul, evident, de a început să plângă și eu plângeam, că plângea ea, gen, venea să plâng. Ea plângea când ajunge la Paris, nu? Când da, stai seama, era ceva, dar nu e ca și cum... iei banii din copac, știi? Vedeai cum zboară 400 de euro, zic, oh, leu, știi? Și am zis, bă, hai să fac, cum să fac momentul ăsta rapid să fie tare? Ce puteam să fac? Dacă dansam, dacă făceam orice, nu era amuzant. Și zic, ok, scot inelul și dau. În aeroport? Da, pe trepte, pe bordură era, adică între mașini eram, într-o parcare acolo. Tare. Cu bagajele. Și am scos inelul, un inel care, nu mai cumpărați inele scumpe, broșilor. Adică, nu știu, sau femeile, nu mai cereți inele scumpe, come on. Eu am luat un inel cu 100 de lei. Nu știu dacă asta contează. Contează, poartă încă, nu? Contează legătura. Da, îl poartă, îl dă jos, nu e ca și cum. Nici eu n-am, adică noi ne-am făcut niște tatuaje care le avem. Astea sunt verighetele voastre, nu? Da, adică, na, creanga asta se unește cu creanga ei. Din creangă în creangă. Din creangă în creangă. Tot un fel de teleleu, adică umbră creangă, da, dar... Da, bine, na, faceți ce simțiți, nu trebuie să faceți așa. Nu știu, fiecare trebuie să facă și să nu, nu vă complicați viețile și nu dați bani degeaba. Pe Sammy o luați peste tot cu voi, din ce da, văd. Peste tot, da. Da. Peste tot o luăm. Păi ce să facem? Cumva îmi permit și mă bucur că... îmi dau seama că sunt binecuvântat, că pot să stau cu ea foarte mult timp. Pentru că eu, având studio acasă, lucrez de acasă, sunt cu ea, de când o dau la grădiniță stă mai puțin acasă, dar în rest am stat cu ea gen
are gesturile mele, are glumele, exact cum scrie pe Instagram. Are cineva mele. Vreo întrebare pentru Schizo? O întrebare mai bine vă zic eu de băieții ăștia sau cineva care știe de fete și... Sunt foarte tare. Vreau deci să vă zic, niște... cine știe să vorbească frumos între voi aici? Fetele să ziceți, cu skill-ul, da? Ia ziceți și puțin de voi, așa, ziceți cam ce faceți. Că sunt foarte tare, trebuie să știți de ei. Stai așa. Unde-i găsiți, unde toate ce... Cine sunteți voi? Dansatori. Da, zi, ok, zi... dar sunteți un gang, adică bănuiesc da, că aveți un nume. Da, un gang de dansatori. Zi coregrafa. Coregrafa Aura. Aura? Vidroiu, da. Ok, și vă numiți? Care e numele vostru? Sunt mai multe. Cum... Dance Prestige, practic, suntem de la școala de la dans școala... Dance Prestige. Foarte da. Tare, de la 10 ani până la? Până la 14 ani. Sunt și mai mici dacă te uiți în clip. Sunteți foarte... De la 10 la 14 da. Ani. Foarte tare. Am aici fetele, fetele acolo în dreapta. Fetele consacratile. Suzanne, ia. Yeah. Suzanne, prezintește tu, Suzanne și Suzanne Gypsy, care și... nu prea zice nimic. Gypsy, zici tu ceva cum nu zici tu niciodată nimic. Ceva. Ceva, asta zic, Gypsy niciodată, ea, deci... pe, ea cea mai cool din band. Am are cineva sunt o întrebare pentru Schizo? Despre viață? Pentru un videoclip și să ne iei. De genul, da. Trebuie să-i căutați pe Instagram pe toți. Intrați pe Instagram-ul meu și le dau tag la fiecare în parte. Auzi, Erica. Așa. Suzanne, stai, Gypsy. Generația asta are niște conturi de Instagram. Totul merge prin Instagram. Trebuie emisiunea întreagă să pronunț un... Da, o să vă tăguiască Schizo. Vreau să vă zic neapărat că n-am zis la emisiunea trecută și trebuie să zic neapărat că piesa asta care am făcut-o, Alibaba, este Alibaba. Făcută cu un prieten bun. Eu, prima mea chestie când am apărut, se numea cel mai tare rapper de care n-ai auzit. Ăsta era... Na, tagul meu sau așa. Dar pentru mine el este cel mai tare rapper de care n-ai auzit, pentru că nu știe lumea de el și e foarte tare. Cod 2 sau Cos, cum vrei. El e un român care stă în Palma de Mallorca și e foarte, foarte talentat. Și piesa este scrisă și compusă de el tot din zero. Omul știe muzică, e rapper la bază, cântă, știe să cânte la flaut, la instrumente. E un fel de Prince, dar pe hip-hop, știe? E foarte tare, funk și face... muzica în Palma de Mallorca și mi se pare foarte tare. Trebuie să-l căutați neapărat. Cod 2. Asta mica ta ce ascultă, Samia? Știi care e faza? Pentru că eu ascult foarte multă muzică și variată și el știe pe Michael în toate perioadele. Adică dacă pun Michael Jackson când era avea 5 ani sau când avea 10, 15, 20 până acum, el recunoaște toate etapele lui Michael ca și voce. Știi? Adică la știe. Primul. Da, ea știe tot. Și... Dar ai observat că indiferent cui, indiferent ce vârstă are copilul cu ei, căruia îi pui Michael Jackson... Michael Jackson a fost universal, nu este forever. Toți copiii stau așa. De la un an... Și e valabil pentru ei care dansează, dar orice, dacă nu-ți place cum cântă omul sau ceva, e o problemă că nu-ți place muzica, ok, toată lumea ascultă trap acum, e înțeleg. Fascinant. Dacă te uiți, atunci trebuie să-ți placă cum dansează, adică, știi, este come on. Dacă cineva nu știe Michael Jackson aici dintre copii, trebuie să căutați neapărat, este. Și dacă vreți să-i liniștiți pe copii, dacă vreți să da, să merge, merge la culcare, direct are piese și din alea. Puneți-l și din alea. Michael. Să vedeți că da, o să... Michael e forever, trebuie cel să... puțin ca la Gașca Zurli, o să vedeți. Da. Mulțumim mult de tot. Mersi. El este Schizo. Mulțumim pentru invitație. Cadou. Alibaba e lansată piesa Zeamă, Zeamă de asemenea lansată, toate da. Tricourile, toate astea le găsiți pe stilul cu kilu.ro sau pe site la mine. Sunt niște merchandising de artist pe care le fac eu cu mânuța mea, gen inclusiv grafica, adică concept. Grafica o faci tu. Tot. Foarte în general ce ține de mine, cam tot mă ocup. Și pe lângă am niște oameni care mă ajută, să zicem, la clipuri sau așa, dar în general sunt one man team, din păcate sau din fericire. Ești propriul tău manager, propriul tău artist? Da, nu știu dacă e bine sau nu, că nu e ca și cum îmi rezolv singur concertele, știi? De tot trebuie să fie oameni și pentru asta, știi? Copii, mulțumim mult de tot! Mersi de invitație! Schizo vă tăguiește. Schizo, mulțumim de asemenea! Mersi de invitație, domnule!